dosarele în privința finanțării licite a tot felul de acțiuni politice din Republica Moldova de către gruparea Șor. Senzația este că ne jucăm de a pisica și șoarecele. Va dura la nesfârșit. Îl mai caută cineva pe Plahotniuc? Este o tentă de blocaj în raport cu această cauză penală. Gurile rele vorbeau despre niște dosare care l-ar viza pe domnul Andrei Spânu. Sunt investigații care vizează legalitatea procurării de păcură, legalitatea procurărilor de gaze, legalitatea reparației centralelor termice. De la DNA am ajuns cumva la covata spartă. Nu cred că politicul ar trebui să judece într-un fel sau altul competențele profesionale sau competențele manageriale. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Cutia Neagră Plus. Astăzi avem o emisiune interviu. Invitatul din această seară a emisiunii este Procurorul General, domnul Ion Munteanu. Bună seara, bine ați revenit la noi! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Noi am început noul sezon cu discuții despre activitatea procuraturii, cu discuții despre lupta împotriva corupției. În urmă cu două săptămâni, în acest fotoliu în care vă aflați dumneavoastră, se afla șefa parchetului european, doamna Laura Codruța-Chiovesi, și transmitea un mesaj tranșant procurorilor din Republica Moldova să-și suflece mâinicele și să se apuce de muncă, pentru că, spunea doamna Chiovesi, nu mai există scuze și nu se mai pot plânge procurorii că nu le ajung resurse, nu au condiții și alte lucruri pentru ca să livreze. Dumneavoastră, ce părere aveți despre acest mesaj al doamnei Chiovesi? Este un mesaj propriu procurorilor conducători. Nu văd nicio tentă negativă în mesajul de a ne apuca de lucru întreg sistemul de justiție, nu doar procurorii, procuratori anticorupție. Sunt conștient de faptul și nu am să neg că este fantastic să mizăm pe ideea că la un moment dat Procuratura Anticorupției va fi dotată super și din punct de vedere cu buget și din punct de vedere cu sediu, echipament, etc., etc. Într-adevăr, asta nu este o scuză să așteptăm acel moment când această instituție va fi super dotată pentru a fi eficientă în lupta cu marea corupție. Nu pot spune că astăzi Procuratura Anticorupție nu activează sau este total ineficientă. Clar că eficiența acestei procuraturi a scăzut drastic odată cu decuparea definitivă de cooperarea sau colaborarea cu Centrul Național Anticorupție. Plus, nu pot să neg absolut efectul procesului de vetting. Cunoaștem cu toții, procuratura sau procurorii, procuratorii anticorupție sunt primii care au început, sunt vizați în acest proces de vetting. Cumva acești procurori sunt foarte axați ca să livreze răspunsurile corecte, sunt cumva mai reticenți la adoptare de soluții. Plus, avem încă perioada de adaptare, ceea ce înseamnă această ruptură dintre Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție. Dacă vorbim de cauze penale concrete, ca rezultat a inițierii procesului de vetting, 10 procurori au plecat din sistem. 10 din câți, ca să putem înțelege? Deci e vorba de aproximativ 25% din procurori. Bine, nu toți erau procurori activi în Procuratura Anticorupție, însă direct este afectat una din cele mai complicate cauze penale, este vorba de frauda bancară. Procurorul de caz care cunoștea cel mai bine acest dosar a plecat în demisie. Și ce se întâmplă acum? Despre cine vorbiți, apropo? Mariana Botezatu. Uh-huh. Deci, domnule, a decis, mă rog, să nu participe la acest exercițiu de vetting. Și ce se va întâmpla cu dosarul furtul miliardului, care, știu eu, are extrem de multe volume? La un moment dat cineva îmi spunea că numai, deci procurorul care vine pe caz, numai ca să facă cunoștință, are nevoie de vreo câțiva ani. Erau aproximativ 800 de volume, fiecare volum ar conține aproximativ 250 de foi, deci cam închipuiți-vă despre ce volum de informații este necesar de a fi analizat. Și cât timp îi trebuie noului procuror ca să înțeleagă deci nu este problema că a plecat doar procurorul, la fel a plecat și un ofițer dintre cei mai activi în această investigație, fiind promovat pe funcție de procuror într-o procuratură raională. Între timp am modificat grupul de urmărire penală, fiind desemnat alt conducător grupul de urmărire penală. Acest procuror nu are decât să se așeze, să studiază această cauză penală, să întocmească planul de acțiuni și să continue investigațiile.
Să continui sau, de fapt, să înceapă de la zi? Să continui investigațiile, nu putem vorbi despre faptul că... Dar el va avea o proprie strategie despre cum ar trebui să administreze acest dosar. Bine, o parte din acțiuni deja sunt în desfășurare, că e vorba de cereri de comisii rogatorii, da, care în momentul în care vor fi recepționate vor clarifica anumite lucruri, alte cereri de comisii rogatorii sunt în desfășurare, sunt înaintate o serie de învinuiri, sunt o serie de acțiuni de urmărire penale efectuate, rezultatele cărora trebuie examinate, analizate, tip percheziții, ridicări de acte, documente, purtători de informații, etc. Deci toată această informație trebuie sistematizată. Problema este un pic și mai complicată, că acest grup nou format de urmărire penală pe această cauză penală constă din procurori care la moment sunt în proces de vetting și dacă prin absurd admitem ideea că un procuror conducător din acest nou grup de urmărire penală cumva nu promovează vetting-ul, această cauză penală din nou va trebui repartizată altui grup de urmărire penală sau altui grup de procurori care iarăși va trebui să revizuiască sau să reexamineze, să restudieze de fapt această cauză penală, care clar cumva... Da, mai are rost, iată, e o întrebare poate un pic, poate părea scandaloasă, dar mai are rost să fie cheltuite resursele procuraturii pentru a investiga această crimă? Și mă întreb din lucruri foarte pragmatice. Termenul de prescripție de vreo 15 ani? Dacă nu greșesc, deci, eu. Noi în 10 ani deja în această cauză penală avem incriminate fapte excepțional de grave, inclusiv crearea și conducerea de grupare criminală organizată. Termenii prescripții sunt suficient de mari astfel încât să reușim să avem investigații. Deci, cu siguranță, sistemul de justiție sau procuratura în detaliu nu ar putea renunța la investigația acestei fraude. În această cauză penală sunt programate, sunt acțiuni de urmărire penală planificate, care se desfășoară, indiferent de câte ori va fi schimbat grupul de urmărire penală, această investigație va continua. În altă ordine de idei, avem și cauze penale, rezultate din această investigație, care sunt la moment pe rolul instanței de judecată. Da. Deci, și nu avem finalitate pe ele. De fapt, asta e cea mai mare frustrare a oamenilor și a politicienilor, dar și a oamenilor simple, că parcă se face, parcă se lucrează 800 de volume, grup de procurori, grup de judecători care investește și fără niciun fel de condamnări, care, în afară de condamnarea Peșor, care avem acum mai recentă, și fără niciun fel de confiscări, de fapt, că nici Peșor nu sunt confiscări deci, făcute. Haideți să discutăm și la acest subiect. Ce înseamnă examinarea unei cauze penale rezultate din activitatea Procuraturii Anticorupție expediată în instanța de judecată? Eu cred că am spus de mai multe ori, am să repet, permanent am încercat să sensibilizez la maxim necesitatea creierii de la această etapă, sau la etapele anterioare, a judecătorilor sau identificării judecătorilor specializați în cauze penale de corupție, pentru că acești judecători să dedice tot timpul necesar examinării în termeni rezonabili a cauzelor penale rezultate din activitatea Procuraturii Anticorupției, acestea fiind cauze penale de rezonanță, sunt fiind cauze penale ce vizează subiect de demnitate, etc. Acum avem aceste. Deci, în sfârșit, noi avem aceste complete de judecată. Eu încerc să promovez această idee din 2019, în sfârșit în 2024 noi am reușit, deci la o distanță de 5 ani, dar totuși am reușit. Cum arată de fapt asta în cifre? Deci eu n-am să inventez, deci ne uităm în statistică cum arată. Deci dacă în 2020, pe cauzele Procuraturii Anticorupției, ca rezultat examinărilor în instanță de judecată, noi am obținut sentințe prin care a fost aplicată confiscarea specială sau extinsă în raport cu aproximativ 450.000 de euro, spre exemplu, în comparație cu doar primele 8 luni anului 2024, deja avem sentințe în baza cărora s-a dispus confiscarea specială sau extinsă în raport cu aproximativ 3.260.000 de euro. Deci, vedeți diferența. Da, da. Ce se întâmplă după ce sunt dispuse aceste confiscări? Da, asta este o altă problemă despre care iarăși am încercat să sensibilizez la maxim. Deci, într-un final, în toate aceste cauze penale în care va exista o sentință de condamnare rezultate din cauzele Procuraturii Anticorupție, neapărat va impune executarea sentințelor ce vizează confiscarea specială sau extinsă a bunurilor infracționale. La moment, cum asta nu se întâmplă? La moment se întâmplă, însă responsabil de executarea în esența sentințelor este executorul judecătoresc, care noi știm astăzi că este o funcție privată. Deci nu aparține statului. Iarăși încerc să promovez ideea, atât cât am să reușesc,
ca această atribuție, acolo unde sunt afectate interesele statului, acolo unde sunt afectați banul public, există competența exclusivă a statului pentru recuperarea și urmărirea mijloacelor financiare. Am înțeles, dar totuși explicați-mi de ce un executor judecătoresc care are de câștigat din fiecare executare a unei hotărâri judecătorească, personal are de câștigat financiar, nu se grăbește să execute aceste hotărâri judecătorești unde e vorba de sume imense. Situația de fapt e un pic mai complicată, deci în primul rând să luăm, să începem cu aceea că bunurile care sunt pasibile confiscării speciale sau extinse sunt rezultate din investigațiile financiare paralele executate de RBI. Aceste investigații paralele pot fi efectuate doar la etapa de urmărire penală, deci aceste investigații nu mai pot continua pe parcursul judecării cauzei penale, iar executorii judecătorești nu pot urmări bunurile infracționale aflate peste hotarul Republicii Moldova sau activitatea de ele sunt deja identificate în momentul în care deci activitatea procuraturii în genere, în special a procuraturii anticorupție pe ultimii 2 ani a fost axată pentru identificarea și urmărirea și confiscarea sau sechestrarea la această etapă a bunurilor infracționale aflate peste teritoriul Republicii Moldova. Deci în acest domeniu executorii privați nu au competență. Deci acest domeniu rămâne neacoperit. Plus, executorii judecătorești au un plafon mai mult de care nu pot pretinde achitarea pentru serviciilor, să zic așa. Deci și atunci executorul este interesat să asigure executare până la acea sumă. Ulterior, asta devine lucru practic gratuit. Deci el are un plafon maxim până la care are dreptul să-și obțină acea... Deci eu înțeleg că problema cu care vă confruntați dumneavoastră și cu care ne confruntăm noi ca stat este că chiar dacă există hotărâri prin care se dispune confiscarea unor bunuri în valoare foarte mare, în realitate, după asta, nu există continuitate. Mecanisme reale de a pune în executare sentințe de confiscare a bunurilor infracționale, deci cel puțin a celor aflați peste hotar Republica Moldova, la moment Republica Moldova și nu noi are. Cu atâta ardoare așteptăm să vedem confiscate și vândute vilele oligarhilor noștri și asta înțeleg că va fi dificil. Până nu identificăm mecanisme reale de confiscare a bunurilor peste teritoriul Republicii Moldova, aceste bunuri nu vor putea fi valorificate ca banii rezultate din aceste bunuri să ajungă în contul trezorului real adică, al Republicii Moldova. Adică, dacă admitem că mâine Vlad Plahotniuc este condamnat în dosarul fraudă bancare, care este în judecată, se dispune confiscarea multiplilor vile pe care le are el în mai multe state ale Uniunii Europene, și în Franța, și în Austria? Deci, eu nu spun că este absolut imposibil, va fi un mecanism foarte complicat pentru a identifica modalitatea de executare și încasare nemijlocită a acestor bani, începând cu cine este cea persoană responsabilă de valorificare acestor bunuri, care este interesul acelui stat terț de a acționa în interesul Republicii Moldova și de a valorifica aceste bunuri, plus este importantă legislația acelui stat, etc. Da. Deci eu mizez pe ideea că la un moment dat vom avea o legislație care va permite arbiului sau structurii similare arbiului să intervină și să asigure executarea sentințelor acolo unde sunt prejudiciați, prejudicii este cauzat mijlocit statului. Da, eu îmi propuneam să discutăm un pic mai târziu despre dosarele de rezonanță, dar dacă tot am început și cu siguranță asta e ceea ce interesează cel mai mult și telespectatorii noștri, zic să continuăm pe asta și după asta o să mă întorc la alte întrebări. Am început să vorbim despre dosarele lui Plahotniuc. Sunt multe dosare, nici nu știu cât de multe sunt. Vă explic eu imediat. Dar doar unul transmis în judecată. Ba da, avem o cauză penală aflată pe rolul instanței de judecată. Această cauză a fost expediată ca rezultat a modificărilor codului de procedură penală, fiind expediată în judecată în lipsa învinuitului. Și asta e pe furtul miliardului. Aceasta este o parte sau un episod rezultat din cauza penală generic numită furtul miliardului. Această cauză penală a fost expediată de către procuratură separată în instanța de judecată. Completul de judecată a decis că această cauză penală să fie conexată la o altă cauză penală, la o altă unde se judec alți 8 inculpați, fiind o cauză foarte complicată, o cauză complexă. Noi am contestat această soluție, curtea de apel a respins. Deci, la moment, această cauză penală este pe rolul instanței. Și ce se întâmplă cu ea? Acolo erau mulți învinuiți, fiecare cu drept de a avea avocați. Acolo erau mulți martori pe fiecare din... Și ce se întâmplă, de fapt? Pentru că ceea ce ați prevăzut dumneavoastră a fost blocarea sau tergiversarea excesivă a examinării acestui dosar, tocmai din cauza că este foarte aglomerat. S-au adeverit? Deci este o tentă de blocaj în raport cu această cauză penală. Clar că ea, dacă această cauză
urma să fie examinat sau ar fi fost examinat separat, viteza de examinare ar fi fost mult mai mare, mai ales că datorită faptului că avem aceste complete specializate de judecători. Însă, în această cauză penală se lucrează intens, este format grup de acuzatori, sunt preconizate, sunt fixate ședințe de judecată, deci se examinează la moment probele acuzării. Am înțeles. Dar dumneavoastră, pornind de la ce vedeți ca tendință, modul în care este examinat acest dosar, puteți face un pronostic cam cât timp va dura până va exista o soluție? Mi-e greu să fac un pronostic la această etapă. Suntem la etapa examinării probelor acuzării, după care urmează probele apărării. Deci nu știm care din aceste probe apărării vor fi admise de către instanță și ce va însemna în timp examinarea acestor probe. Am înțeles. În orice caz, nu sunt fixate expertize, deja este de bine care să dureze ani de zile. Plahotniuc și implicarea lui în furtul miliardului. Un dosar care se vizeze acest lucru a fost pornit abia, dacă nu greșesc, în toamna anului 2019, după ce Plahotniuc a fugit din țară. Dumneavoastră ați fost procuror șef adjunct la anticorupție și până la 2019. Nu se știa despre faptul că Plahotniuc a fost implicat în furtul miliardului? Adică s-a aflat abia atunci despre asta? În raport cu activitatea mea în Procuratura Anticorupție, eu am fost responsabil de domeniul susținerii acuzării de stat, după care am preluat coordonarea sau, să zic așa, activitatea de conducere a urmăririi penale, sau eram responsabil de activitatea Centrului Național Anticorupție. Această cauză penală rezultă din activitatea de exercitare a urmăririi penale sau activitatea nemijlocită de urmăriri penale desfășurată de Procurorul Anticorupție. Eu nu am avut tangență directă cu această cauză penală. Dar dumneavoastră credeți că colegii dumneavoastră care se ocupau de asta, de exercitarea urmăririi penale, ei n-au știut până atunci? Mi-e greu să spun dacă au știut sau nu au știut, bănuiesc până la acea etapă nu erau probe clare, evidente pentru a fi incriminat acest episod, datorită faptului că începând cu 2019 într-adevăr au început a veni mai multe răspunsuri la cereri de comisii rugătorii care au permis să clarificăm niște aspecte și să le calificăm până la urmă. Vă întrebam despre faptul că sunt multe dosare care îl vizează pe Plahotniuc, inclusiv dosarul legat de metal feros. Pe dosarul ăsta al sacoșei, Plahotniuc are statut de învinuit? În această cauză penală este expediată în judecată în raport cu ex-președintele Republicii Moldova. O altă parte a acestei cauze penale este la moment în investigație în Procuratura Anticorupție. Nu sunt foarte sigur dacă la moment lui Plahotniuc este atribuit calitate procesuală în această cauză penală. Da, ar putea să nu fie. Deci dacă noi acuzăm pe Dodon de luare de mită, teoretic... În mod logic, exact, ar trebui să fie vizat în această cauză penală pentru corupere activă, foarte corect. Deci trebuie să concretizez acest moment. Nu vă puneți întrebări de ce e atât de greu să transmită în judecată dosarele care le vizează pe Plahotniuc? Bine, haideți să ne uităm ce avem la etapa de urmărire penală, ce cauze penale avem în etapa de urmărire penală. Plahotniuc mai este vizat în alte trei cauze penale, nu mai puțin complexe decât frauda bancară. Deci e activitate complicată, deci e activitate de analitică, în primul rând, este vorba de pe locuri de interpretare a legii, deci nu sunt chestii simple, unice, deci e vorba de structuri întregi care trebuie analizate, calificate și după caz expediate în judecată. Deci sunt aceste investigații, iarăși aceste cauze penale în care este vizată această persoană, iarăși grupul de urmărire penală a suferit modificări, cumva au fost afectat iarăși de aceste demisii din Procuratura Anticorupției, iarăși se examinează. Sigur că sunt motive obiective. Întrebam dacă sunt oare și altfel de motive. Eu am să vă dau un simplu exemplu, pentru că și noi am făcut multe investigații legate de Plahotniuc și implicarea lui în tot felul de scheme ilegale. Unul dintre aceste subiecte a fost legat de schema de la pașapoarte, de la perfectarea actelor de identitate din Republica Moldova. Prejudiciul este unul imens acolo. Noi am făcut o investigație care a vizat asta. Procurorii au făcut și mai au în investigare această schemă unde, printre altele, este implicat și Plahotniuc. Pentru că investigația noastră a continuat, ea este și a noastră este transfrontalieră. Am încercat să vorbim cu autoritățile din Lituania, de exemplu, pentru că acolo, știți, compania prin care s-a făcut este una lituaniană și noi am înțeles că comisia rugătorii s-a trimis foarte târziu din partea procuraturii. Procurorul de caz era domnul Compan. Existau multe speculații legate de activitatea lui de până la 2019 și atunci mă întreb dacă nu a existat
o dorință și pe interior ca aceste dosare să fie cu coadă lungă, să nu se mai termine. Deci, în raport cu această investigație, într-adevăr, o problemă care o avem pentru a avea definitivat, cel puțin, poziția procesuală a procuraturii, este că la moment nu avem parvenit răspuns la Comisia Rugătorie din Bulgaria, deci, care este esențială pentru a finisa această investigație. Deși cauza penală, din punctul nostru de vedere, este la etapă de finisare. Deci, noi, practic, avem informația, însă informația respectiv trebuie confirmată și prin actele care ar urma să ne transmită colegii din Bulgaria. Dar rea credință în administrarea acestor dosare în procuratură, deci, o luați în calcul? Cu siguranță pot să afirm că astăzi astfel de situații sunt excluse. Okay. Deci mi-e greu să calific într-un fel sau altul a existat această rea credință anterior. Aparent, să vorbim de procuror sau de conducerea instituției? În genere, de structura procuraturii anticorupție. Până la urmă, cumva aceste suspiciuni au dus și la acest exercițiu de preveting a procurorilor. Îl mai caută cineva pe Plahotniuc? Procuror, îl mai caută pe Plahotniuc? Unde este? Iarăși, procuratura nu are în atribuții de efectuarea acțiunilor de căutare. Noi am întreprins tot ce a ținut de noi pentru a identifica această persoană. Sunt și detalii la care lucrăm și la moment, însă nu am cum să vin cu detalii pe acest aspect. Sigur că nu procuratura caută, dar în colaborare cu alte instituții de stat. Întrebarea este dacă încearcă cineva să-l mai caute. Deci, cu siguranță vă spun că da. Și încă nu știm unde este. N-am să vă răspund la această întrebare la moment. De ce? Este chestie sensibilă. Deci avem niște acțiuni care trebuie să le facem și ele trebuie să existe, trebuie să întreprindă maxim de discret. Dar ați verificat și ipoteza asta că o fi plecat în Federația Rusă este falsă? Mai multe ipoteze sunt verificate. Dar a plecat de unde la momentul potrivit am să vom veni concretizare. Dar unde știam noi că el este în Cipru, nu mai este. Deci, dați-o chiar, nu vă supărați, deci chiar am să prioritizez interesul acestor investigații, chiar sunt foarte importante pentru procuratură și pentru sistemul de justiție. Am înțeles. Serghei Aralov este o figură emblematică pentru tot ce înseamnă regimul Plahotniuc în perioada aceea. El a fost foarte abil, a acționat din întuneric, din semi-umbră, dar a fost foarte implicat în cam tot ce și cel puțin unii oameni de afaceri cu care discut eu și în prezent îmi spun că el și acum este destul de activ implicat în anumite lucruri, chiar și din Statele Unite fiind, în lucruri care se întâmplă în Republica Moldova nu foarte bune. El nu este cercetat penal în niciun dosar. În raport cu această persoană nu sunt foarte sigur dacă există investigații direct în privința dumnealui, însă pot să vă afirm în cazul în care vor fi constatate implicări clare și probe în raport cu această persoană, aceasta va fi investigat. Am înțeles. Ca să trecem mai departe la dosarele lui Ilan Șor, iarăși ele sunt multe, avem o condamnare pe el. Nouă dosare care rezultă din acele solicitări de ridicare a imunității, deci sunt aceleași dosare rezultate din marea cauză penală fraudă bancară. Problema în aceste dosare constă iarăși în cererile de comisii rugători, care până la moment nu sunt executate. Dar fără aceste comisii rugători, mai ales acolo unde e clar că nu o să vină, da? Sunt jurisdicții de unde poți să aștepți la infinit. Probabil că din Hong Kong poți să aștepți... Nu neapărat. Deci noi avem jurisdicții care nu au fost cooperanti până în 2022 și au devenit cooperanti în 2024. Spre exemplu, Emiratele Arabe Unite. Deci, ele sunt cooperante acum? Deci pe anumite aspecte deja avem o comunicare în raport chiar cu cauze penale investigate de Procuratura Anticorupție, unde chiar este de mirare, dar deci sunt cooperanți. Da, eu vă întreb asta pentru că eu de ani de zile aud asta ca motiv. Da. Noi facem tot, noi am făcut tot ca procurori, dar înțelegeți, comisia rogatorie și nici măcar nu expertizele, dar comisiile rogatorii sunt motive pentru care nu putem face mai mult. Landromatul, da, un exemplu clar. Nu cooperează cu noi Federația Rusă, gata, nu avem dosar penal. Putem să-l murăm până la infinit. Păi bine, fără ele nu poate fi, deci asta nu e decât un element dintr-o investigație. Elementul acestei probe nu se află pe teritoriul publicii Moldova. Noi pentru a anexa la cauza penală avem nevoie de mecanisme legale. Deci noi nu putem ocoli sau înainta învinuirea presupuneri sau percepții. Păi, deci, întrebarea este dacă nu aveți alte probe care să demonstreze vinovăția
Deci, cu siguranță analizăm toate probele și în momentul în care constatăm că aceste comisii rugătorii nu ne sunt necesare, noi renunțăm la acestea. Pentru noi tot nu este mare plăcere să așteptăm aceste comisii rugătorii care vin peste ani de zile, vin în volume foarte mari, mai necesită și traduceri și asta înseamnă și cheltuieli suplimentare. Ca în final, să constatăm pe alocuri că ele de fapt nu sunt utile urmăririi penale, însă au fost necesar de expediat pentru a avea răspuns la anumite întrebări. Dar cine decide, de fapt, dacă merită să mai așteptăm o comisie rugătorie sau avem suficient procurorul și putem să mergem în judecat? Procurorul de caz. Am înțeles. Dosarele în privința finanțării licite a tot felul de acțiuni politice din Republica Moldova de către gruparea Șor. Uitați-vă, eu cred că și dumneavoastră aici o să aveți aceeași părere pe care noi avem toți ca și societate. Senzația este că ne jucăm de a pisica și șoarecele. Prindem, le dăm drumul, iar îi prindem, iar... Deci avem spectacol televizat, avem, slavă Domnului. Avem finalitate? Nu avem niciun fel de finalitate. Ce ni se spune este că tot se conexează, se tot investigează, la infinit. Deci asta este un crim în desfășurare. Poți să conexezi 10 ani de zile. Și să nu mai ai finalitate, adică în finalitate în sens că să nu fie transmis în judecată dosarul. Deci o cauză penală în raport cu 56 de învinuiți este practic la etapă finală. 56 de învinuiți într-un dosar vor fi? Într-o singură cauză penală, în alt dosar, numărul de persoane care figurează este peste 80. Dumneavoastră sunteți procuror cu o experiență foarte mare. O cauză penală cu 57 de învinuiți. Va dura la nesfârșit, foarte corect. Și de ce atunci? Dar ea este pe mâna procurorilor. Deci procurorul înțelege că în instanță va dura la nesfârșit. De ce să trimiți un astfel de dosar? Păi vă explic. Deci nu neapărat toți 56 vor merge într-o singură cauză penală în judecată. Deci acești 56 vor fi selectați după anumite criterii sau conexitate între probe și vor fi separați în alte cauze penale mai mici, cu număr mai mic de inculpați, inclusiv pentru a avea viteză în instanță de judecată. Este absurd să ne închipuim ca să meargă în instanță de judecată o cauză în privința la 56 de inculpați. De asta putem afirma cu certitudine că sfârșit în așa fel de cercetare judecătorească nu va exista. Sau dar de ce s-a așteptat să ajungă la un număr atât de mare, că nu tot 56 odată au fost prinși, nu? Păi din motiv că investigațiile continuă, deci foarte corect dumneavoastră a spus, este o infracțiune în desfășurare, deci noi nu putem interveni pe o cauză minor în momentul în care, sau în prinsă unei persoane care are un rol minor, când vedem că această persoană sau probele în raport cu această persoană duce spre o persoană care este mai importantă în acest flagel sau în această schemă de finanțare ilegală. Deci avem 56 de persoane, iar și în această cauză penală a fost foarte activ implicat Centrul Național Anticorupție. La moment, această cauză penală efectiv a rămas în sarcina unui procuror și unui ofițer detașat de la Centrul Național Anticorupție, care asta fac în toată ziua, cu asta se ocupă. Deci suntem la etapă de lucru tehnic, sistematizarea probelor pentru a fi individualizate pentru fiecare din acești 56 de persoane. Da, legat de aceste dosare, legat de finanțarea ilicită sau acest mare dosar legat de finanțarea ilicită a activităților politice din Republica Moldova. Noi tot spunem închideți robinetele. Deci dacă nu vreți să fie finanțare ilicită, trebuie să închideți robinetele. Ca să le închizi, trebuie să știți ce fel de robinete sunt acolo. Dumneavoastră știți care sunt robinetele folosite de gruparea Șor pentru a aduce bani în Republica Moldova ilegal? Modalitățile de a aduce ilegal bani în țară și a influența proces politic ilegal din Republica Moldova au evoluat în același ritm cum au evoluat și investigațiile noastre. Deci la moment nu mai avem sau este practic sporadic îmblatul cu gențile, cu bani, ce am văzut noi anterior, acele rețineri, acele prechiziții, când efectiv identificam sume enorme de bani preconizate pentru achitări la tot felul de membri de partid, tot felul de activiști, etc. etc. Deci astăzi avem tranzacții electronice, tranzacții cu implicarea băncilor din regiunea Transnistreană, avem tranzacții care nu apar ca fiind suspecte, inclusiv apar în vizorul nostru tranzacții suspecte care au apartenență la finanțarea ilegală a activității ilegale politice până la urmă din țările Uniunii Europene. Deci, adică paleta, banii din Rusia se duc, ajung la noi prin Uniunea Europeană? Nu știu neapărat dacă ei sunt din Rusia. Deci noi ne uităm să o analizăm de unde vin acești bani, sursa acestor bani și scopul lor. Persoana, deci emitentul și persoana care recepționează acești bani. Și atunci
investigațiile sau modul de investigare trebuie să-l schimbăm și noi și atunci asta și complică mult, deci nu mai este acea banală transmitere de bani în plicuri în bază de listă. Folosirea criptovalutei pentru acțiuni criminale este o infracțiune în Republica Moldova? La moment, în genere, circulația criptomonetei sau utilizarea criptomonetei în tranzacții financiare, la moment, în Republica Moldova nu este reglementată. Însă, poate fi incriminată în raport cu fapte infracționale. Adică dacă eu folosesc criptovaluta ca să îmi finanțez, să finanțez niște proteste violente. Asta ba da, se incriminează, sigur că da. Deci noi avem utilizare, s-au identificat cazuri de utilizare criptovalute în migrație ilegală. Și atunci perfect incriminăm, nu se discute. Da, dar pe fapta de organizare. Deci noi de organizare... avem claritate cum această criptovalută trebuie să circule, cum se transformă în bani, care este organul de control acestui, acestei monede. Da, înțeleg că nu există o reglementare, dar vă este cumva clar în ce măsură este folosită criptovaluta? Adică știm valoarea acestei găselnițe, doar da? Doar dacă fac comparații cu alte aspecte criminale, ceea ce ține de, spre exemplu, caz de migrație ilegală, unde am identificat utilizarea de criptovalută în sume de milioane de euro. Deci bănuiesc că pe acest alt segment sumele nu sunt mai mici. Nu sunt mai mici. Există în prezent o comunicare cu autoritățile din Federația Rusă privind extradarea lui Ilan Șor. Știu că pe anumite, dincolo de înghețarea relațiilor politice dintre Chișinău și Moscova, la nivel de activitate a instituțiilor dumneavoastră, există pe anumite dosare, există totuși o comunicare cât de cât. Întrebarea mea este dacă aveți vreun fel de comunicare legat de extradarea lui Șor. Deci extradarea lui Șor ține de atribuțiile Ministerului Justiției, această persoană fiind condamnată, deci noi avem practic, de fapt nu avem niciun rol. Da, eu știu că nu aveți, dar aveți un interes ca acest om să fie... Absolut. Deci nu știu în ce măsură au evoluat într-un fel sau altul cooperarea sau în genere dacă există cooperare între autoritățile Rusiei și a Republicii Moldova în sensul extradării lui Ilan Șor pentru executarea pedepsei Republicii Moldova. Dar pe alte dosare ați avut o comunicare chiar și recent, în ultimii ani, cu Federația Rusă pe extradarea unor persoane condamnate în Republica Moldova. Avem cereri de extradare la rândul nostru. Noi înaintăm cereri de extradare pe mai multe dosare, deci avem acest proces, este continuu, el este în desfășurare. Marina Tauber, am văzut recent foarte multă supărare, indignare în societate, că a fost lăsată să plece la un summit în Sankt Petersburg, lăsată de judecători care i-au permis să părăsească Republica Moldova. Epopeea cu măsurile preventive în privința Marinei Tauber sunt așa, iarăși, cu coadă lungă, de mulți ani de zile. Ba în arest, ba în arest la domiciliu, ba sub control judiciar, ba cu interdicție. Dar, bun, în linii mari, dumneaei a avut libertatea să circule și a avut libertatea să se plice în continuare în acțiuni pe care dumneavoastră le investigați pentru că sunt ilegale. Adică, este o persoană aflată sub lupa procurorilor și care în continuare comite ilegalități pe care le investigați. Asta nu este un nonsens? Adică să înțelegem cum are loc comunicarea între dumneavoastră și judecători. Un om care, înțeleg, sunt niște drepturi de care poate beneficia fiecare. Nu poți să-l ții pe un om în arest mai mult de un an de zile. Dar dacă el în această perioadă de timp comite constant ilegalități, îl lași să o facă? Deci inclusiv aceste argumente au fost reținute de către acuzatori atunci când s-a solicitat înlocuirea măsurii preventive sau aplicarea măsurilor preventive. În raport cu Marina Tauber, ceea ce pot să confirm este faptul că pe această cauză penală care se află etapa cercetării judecătorești se lucrează intens. Suntem practic la etapa de finisare cercetării probelor acuzării. Acum soluția care va fi dispusă de instanță rămâne să vedem care va fi. Deci eu pot să vă asigur, procuratura va interveni și va fi prompt de fiecare dată când interdicțiile impuse acestei persoane vor fi încălcate. Vom interveni în măsura în care solicităm înlocuirea măsurii preventive, aplicarea altei măsuri preventive, etc. Dar, bun, faptul că veți transmite în judecată dosarul nu schimbă foarte mult situația doamnei Tauber, nu? Că ea va continua să fie
lăsată să se ducă la summit-uri, la întruniri, la festivaluri la Moscova și alte lucruri. Bine, acum instanța decide în ce măsură îi permite sau nu să circule această persoană. Dumnezeu, vă explicați de ce instanța asta face. De inculpat. Cred că instanța apreciază argumentele acestui inculpat și nu vede o problemă sub aspect de eschivare de la prezența în fața instanței sau de influențarea martorului, condiții obligatorii pentru a fi aplicat o... Dar dumneavoastră, vedeți? Dumneavoastră, de fapt, faceți investigația. Instanța nu crede că este măsură să influențeze dumneavoastră din măsurile pe care le întreprindeți. Vedeți asta? Deci, se întâmplă? La această etapă, procuratura practic a finisat examinarea probelor cu zărea de ca riscul de influențare a marturilor. Cred că nu mai este atât de actual cât ar fi fost un an în urmă, spre exemplu. Deci acest risc practic nu mai există în momentul în care acuzatorul a finisat cu cercetarea probelor rezultate din declarațiile martorilor. Am înțeles. Haideți să trecem un pic și pe la dosarele lui fostului procuror general Alexandru Stoianoglu. Există riscul ca procurorii să renunțe la învinuirile pe unele capete de acuzare care încă n-au ajuns la judecată în privința lui Stoianoglu? Am văzut că avem deja o hotărâre de judecată pe unul dintre aceste dosare. Domnul Stoianoglu a fost declarat nevinovat pe acel dosar. Ce șanse avem cu celelalte dosare? Deci, într-adevăr, într-o cauză penală avem decizia instanței, o sentință instanței de fond prin care domnul Stoianoglu a fost achitat. Această soluție a fost contestată, a fost considerată ca fiind ilegal sau intimiată de către acuzator. Această soluție a fost contestată la Curtea de Apel. În același timp avem alte două cauze penale aflate pe rolul instanței de judecată. Plus, mai există cauze penale la etapă de urmărire penală, în care iarăși nu avem finisate acțiunile de urmărire penală planificate pentru a adopta o soluție pe această cauză. Dar din modul în care decurge investigarea acestor dosare, există riscul să renunțați? Astăzi îmi este greu să mă expun dacă există risc aceste cauze penale aflate la etapă de urmărire penală să fie clasate, pe motiv că depinde inclusiv de anumite aspecte ce țin de nu neapărat evaluare, dar de până la urmă evaluarea bunurilor etc. Deci nu ține doar de activitatea procuraturii. Deci sunt necesare anumite concluzii de ordin financiar pentru a avea finalitate în aceste cauze penale. Ce se întâmplă dacă presupunem așa o ipoteză, dacă Alexandru Stoianoglu câștigă alegerile și devine președinte? Cauzele penale continuă. Deci nu și dacă este condamnat? Păi atunci rezultă acțiunile sau interdicțiile impuse de articolul în baza căruia este condamnat. Unul din articole care este incriminat domnul Stoianoglu este interdicția de a ocupa funcții publice sau demnitate pe o perioadă de timp. Deci imunitatea de președinte nu acoperă infracțiuni? Nu la etapa cercetării judecătorească. Am înțeles. Dosarele lui Dodon, m-am uitat peste dosarul Energocom, jumătate din ședințe care au fost numite, iată, chiar am făcut un exercițiu, din 20 de ședințe, ultimele numite, jumătate au fost amânate. Deci asta este o cauză penală care nu este repartizată sau nu este examinată în acest complet specializat, este examinat la foarte o altă... Foarte ciudat, de ce nu? Vă spun de ce. Această cauză penală a fost expediată în instanța de judecată de către Procuratura Generală. Aha. Sau completele acestei de judecată specializate examinează doar cauzele expediate de către Procuratura Anticorupție. Această cauză penală, la fel, este o cauză complexă. Sunt fapte pretinse infracționale de mulți ani în urmă. Nu este atât de ușor să demonstrezi vinovăție și intenție în această cauză. Implică examinarea o sumedenie de acte contabile, până la urmă acte economice. Cealaltă cauză penală este pe rolul Curții de Apel. Curții Supreme de Justiție cer scuze, chiar ieri în această cauză penală a fost ședință, suntem la iarăși la etapa de cercetare a probelor acuzării. Da, așteptăm să vedem. Mai avem și alte cauze penale la etapa de urmărire penală. Da, am văzut că aveți altele la etapa de urmărire penală. Unul dintre aceste dosare se referă la trădare de patrie. Inclusiv. Și noi avem mai multe dosare legate de trădarea de patrie. Vreau un pic să ne oprim și la acest tip de dosare, că investigarea corupției mari este importantă. Din păcate, încă nu tare avem cu ce să ne mândrim ca și decizii de condamnare sau de confiscări. Haideți să vedem ce se întâmplă și cu alt tip de dosare foarte importante legate de trădare de patrie. Ultima perioadă de timp
au fost pornite mai multe, ceea ce n-am avut cam în toată istoria Republicii Moldova. Dosarul a fost o șef al statului major Igor Gorgan, dosarul șefului direcției juridice din Parlament Ion Creangă, dosarul lui Igor Dodon. Dar tot parcă nu, adică vedem, suntem șocați în momentul în care aflăm despre faptul că acești oameni au colaborat în vreun fel cu serviciile rusești, au prestat pentru interesele unui alt stat și după care tăcere. Bine, este și specificul urmăririi penale de a avea acea securitate a informațiilor rezultate din activitatea de urmărire penală, dacă ne referim la aceste două cauze penale, Gorgan și Creangă. Cauza penală în raport cu Creangă și la fel și Gorgan se află în competența procuraturii, ceilalte procuraturi specializate, procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. În raport cu cauza penală, Creangă este la etapă relativ finală. Cursul acestei urmăriri penale este de expediere în instanța de judecată. Și a recunoscut vinovăție sau nu? Nu. În raport cu cealaltă cauză penală care ați făcut referință, Gorgan, deci iarăși este în gestiunea acestei procuraturi specializate, suntem la etapa în care examinăm actele, rezultate ridicate în urma perchizițiilor din cadrul urmăririi penale. Toate aceste acte le examinăm în comun cu Ministerul Apărării pentru a identifica sau a stabili dacă în aceste acte există sau nu informații cu caracter secret care pot fi atribuite la informații militare. Iată, asta era următoarea mea întrebare. Dacă Gorgan a comis sau nu ilegalități? Deci, adică există componentă de infracțiune ce făcea Gorgan? Că Gorgan își dorea tare mult venirea rușilor în Republica Moldova, că avea o mare dragoste pentru ruși, asta nu știu dacă neapărat este o infracțiune. Întrebarea este dacă a comis fapte care pot fi tratate ca trădare de patrie. Deci această concluzie urmează să o tragem exact în momentul în care vom finisa examinarea acestor acte despre care vorbesc. Nu e vorba de act 2, e vorba de câteva genți de acte care sunt examinate, deci sunt acte rezultate din activitatea Ministerului Apărării, deci cu suportul Ministerului Apărării, noi urmează să calificăm fiecare din acest act la ce fel de criteriu și ce importanță are în raport cu asigurarea securității statului. Independent de aceste rezultate, vom califica și acțiunile Gorgan. Domnul Creangă, nu, că ce riscă? Adică, dacă este infracțiune excepțional de gravă, pedeapsa, dacă nu greșesc, este până la 25 de ani de închisoare. Am înțeles. Și cu Igor Dodon și acești acuzații de trădare de patrie? Această investigație continuă, iarăși această cauză cumva a avut de suferit în urma mai multor permutări din interiorul Procuraturii Anticorupție, iarăși s-a creat un grup nou de urmărire penală, au revenit sau urmează să revină careva din foștii membri a grupului de urmărire penală pentru a continua investigațiile pe această cauză. Să revină de unde să revină? Deci inclusiv ofițeri care la moment nu mai activează în Procuratura Anticorupție, sunt detașați, sunt la locul permanent de serviciu din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Așa, și ei urmează iarăși să fie detașați? Analizez posibilitatea includerii lor în grup pentru a reactiva sau pentru a continua investigațiile în această cauză penală. Am înțeles. Iuri Roșca a fost condamnat la 6 ani de pușcărie, nu pentru trădare de patrie, pentru alte infracțiuni, dar a fost în sfârșit condamnat. După 6 ani de examinare în fondul. Da. Dar am înțeles că a fugit din țară înainte ca să fie pronunțată hotărârea de judecată. A mai revenit? Nu am date dacă domnul Roșca la moment este în țară. Este cert fapt că domnul Roșca la moment nu execută real pedeapsa pentru care a fost condamnat, fiind condamnat pentru o faptă de corupție. Și iarăși aici este un argument asupra faptului că înțeleg percepția este că procuratura nu este super eficientă, etc. Totodată vedem că avem și cauze penale expediate în judecată în privința deputaților, avem și condamnări în privința ex-deputaților pentru fapte de corupție de altfel. Deci, și uitați-vă, această cauză penală a fost examinată 6 ani de zile în instanță de judecată și doar odată cu crearea acestor judecători sau acestor conflicte specializați s-a reușit obținerea acelei viteze care de fapt este necesară în asemenea cauze, ca în sfârșit să avem o soluție cel puțin la etapă de fond în această cauză. Însă rămâne în continuare deschisă întrebarea cu soluțiile definitive în aceste cauze penale. Da, noi avem soluții sau urmează să avem relativ în termen restrâns soluții de fond, însă
se intenție devin executori la Curtea de Apel. Astăzi știți foarte bine, Curtea de Apel este într-un minus de aproximativ jumătate de judecători. Da, în cazul în care îl condamn de prima instanță și devine executorii după apel, are la dispoziție și în același tot timp, termenul, să plece. Și în același timp, termenul de prescripție nu se întrerupe. Așa că riscul de a avea efectiv sentințe care se execută persistă în continuare atât timp cât nu vom identifica iarăși mecanisme foarte clare, foarte reale pentru a avea viteză și în examinarea contestărilor, sentințelor, rezultate din aceste complete de judecăți specializate pe cauzele de mare corupție. Anul ăsta s-au făcut 5 sau 6 ani de la cazul profesorilor turci, 6 ani de la cazul profesorilor turci. Dosarul ăsta care este o rușine. Ce-i cu el? Deci, așa este. A durat, suntem aproximativ la 6 ani de la acel eveniment rușinos. O cauză penală în raport cu acest fapt se află etapă de urmărire penală, însă finalitatea acestei cauze penale depinde de soluția care urmează a fi adoptată la nivelul instanței, sau la moment, această cauză penală este contestată la Curtea Supremă. Eu am explicat și cu ocazia altor emisiuni pentru noi, din punctul de vedere a procuraturii, este important că această cauză penală să revină în instanța de fond, acolo unde procurorii pot întreprinde careva acțiuni procesuale, astfel încât cauza penală aflată la etapă de urmărire penală să aibă continuitate sau să obțină continuitate. Deci sunt chestii procesuale mult mai, nu știu dacă sunt foarte importante să le descriu acum în emisiune, însă continuarea urmăririi penale, cauza aflată în gestiunea procuraturii, este direct legată de soluția care va fi adoptată de Curtea Supremă de Justiție în cauza aflată în judecată. Nemulțumirea noastră cea mare legată de acel dosar este că, nu știu de ce, procuratura mai înainte a ales o cale foarte comodă, în primul rând pentru cei implicați în comiterea acestei infracțiuni. Fostul șef al SIS a zis că el a comis și a asumat responsabilitatea. Toți ceilalți implicați în executarea acestei ilegalități au scăpat în general de sub vizorul procurorilor. S-a dus în judecată dosarul care vizea doar pe domnul Botnar. A fost condamnat cu suspendare, a plătit o amendă, toată lumea este fericită. Numai profesorii turci, cum făceau pușcărie, așa și fac. Și familiile astea, cum erau nenorocite, așa și rămas nenorocite. Ce vroiam noi este să se facă dreptate. Cei care au participat, inclusiv în calitate de executanți, să facă și niște ani de pușcărie pentru că au nenorocit niște oameni. Deci, uitați-vă, noi aplicăm legea și posibilitățile procesuale penale, acele care sunt în vigoare în momentul în care identificăm încălcările, etc. Deci, noi nu avem bagheta magică să revenim la situația inițială, cu toate că astăzi alte viziuni, spre exemplu, am de cum ar fi trebuit să fie investigată acea cauză penală și care trebuia să fie parcursul acelei cauze penale. Însă eu încerc să valorific acele posibilități procesuale penale care mi le acordă codul de procedură penală. Percepția... De dragul adevărului, dumneavoastră, analizând ce s-a întâmplat în acest dosar, înțelegeți ce s-a vrut de fapt? S-a încercat mușamalizarea acestei cauze? Ce au făcut procurorii? Deci, certitudine, vă afirm că investigațiile nu au avut un caracter amplu și complet. Deci urmărirea penală ar fi trebuit să aibă un caracter mult mai larg și în aceste consecințele sau consecințele legii penale ar fi trebuit să le suporte mult mai multe persoane decât ceea ce am văzut noi în final. Am înțeles. Haideți să ne întoarcem la problemele generale cumva legate de procuratură. Am făcut un screening al dosarelor de rezonanță pe care, nu pe toate, că ele sunt mult mai multe, legate de care avem cele mai mari așteptări să vedem condamnări. Noi, tangențial, așa, din discuția asta am atins câteva subiecte, dar voi reveni asupra lor. Dumneavoastră, cum simțiți? Mai există influențe neconforme, necorespunzătoare asupra procurorilor din sistem? Mă refer la influențe nu neapărat din interior, dar inclusiv din afară. Deci, cu siguranță nu pot exclude aceste riscuri sau acest dubiu, însă cu siguranță pot să vă afirm că aceste influențe corespunzătoare astăzi nu pot fi întreprinse în raport cu conducerea Procuraturii Generale, conducerea procuraturilor specializate, conducerea procuraturilor raionale până la urmă,
Eu nu exclud că există tendințe de influență pe anumite... Din partea cui? Cine ar putea să o facă? Oricine este interesat într-o soluție sau altă, într-o cauză penală sau într-o investigație. Nu, nu ipotetic, adică cine de fapt credeți că fac asta? Ipotetic oricine, inclusiv dar cine ar avea... Inclusiv foști procurori. Deci nici nu se discută. Persoane care exact cunosc cum funcționează sistemul, știu exact cum ar trebui aranjate lucruri pentru a obține un fel de soluție sau alt fel de soluție. Și ei ce fac? Își influențează colegii să dea anumite... Nu exclud asemenea situații. Procurorii cunosc foarte bine consecințele unei asemenea situații în cazul în care vor fi identificați. Dacă își asumă careva din ei astfel de cooperări, să le zic așa în ghilimele, și asume și rezultatele sau consecințele în cazul în care eu voi afla de astfel de circunstanțe. Dar n-ați aflat deocamdată. Dacă nu vedem consecințe, înseamnă că nu ați aflat sau... Nu neapărat toate consecințele vor deveni publice. Consecințele sunt și de ordin intern, sunt și consecințe de intervenție procesuală sau ierarhică în anumite investigații, în anumite cauze penale, nu neapărat că fiecare consecință va fi de ordin penal. În sensul că aveți deja aplicate aceste consecințe în privința cuiva? Da. Pentru că a fost influențat de cineva din foștii colegi. Pentru că am constatat investigații pe locuri prea intense pe aspecte ce țin cumva la limita relațiilor civile și cumva am văzut prea multă implicare și prea multă ardoare în investigații în raport cu alte cauze penale la același procuror ce vizează, spre exemplu, traficul de droguri sau infracțiuni contra vieții și proprietății. Și atunci cumva îți apare dubiu acesta că procurorul cumva nu respiră liniștit când, când examinează această cauză. Dar cei care îl influențează o fac pentru că sunt vizate interesele lor personale sau pentru că ei iau bani pentru ca să, și promit că vor influența procurorii din sistem? Posibil, sunt vizați și interes personal sau persoanelor apropiate. Am înțeles. Dar personaje ca Șor, Andronache, Platon, Plahotniuc, ei pot influența procurorii din sistem astăzi? Ei nu pot influența direct sau cel puțin eu nu am informații în care vreunul din procurori azi ar încerca să intre într-un vreun joc organizat de aceste personaje, însă ne dau suficiente bătăi de cap avocații acestor personaje care nu ezită să utilizeze fiecare virgulă din legislație pentru a complica activitatea procurorilor până să ajunge la absurd că spre exemplu, ieri am citit o plângere în privința unui procuror prin care se contestă citația. Deci, efectiv, se contestă citația și solicită atragerea la răspundere acelui procuror până la pornire de urmărire penală pentru simplul fapt că a expediat o citație. Ce urmează? Deci urmează a fi emis un act dispozitiv prin care această plângere este respinsă. Normal că acest act este contestat la judecător de instrucții, curtea de apel, etc. Asta adică înseamnă de hărțuire. Timp pierdut aiure. Deci fiecare jurist este conștient despre faptul că în mod normal o asemenea act nu poate fi contestat. Așa. Deci asta e cel mai simplu, ceea ce pot să vă explic de tipul complicarea activității sau aducere de impedimente în activitatea de urmărire penală. Există autocenzură în rândul procurorilor? Ce aveți în vedere? Adică pe inițierea unor dosare penale, pe investigarea anumitor persoane. Frică. Nu vreau să fac asta. Mai bine nu mă apuc eu de această cauză penală. Nu că noi că le vreme să facă. Nu că este complicat. Dar pentru că au un soi de frică. Există și vă spun în legătură cu ce fapt este legat. Este legat direct cu procesul de vetting. Adică? Atât timp cât procesul de vetting solicită informații sau soluții pe cauze penale. Deci vă spun cum arată azi plângerile în care sunt adresate procurorul general. Primul adresat este Comisia de Vetting. În toate plângerile sunt vizați procurori subiecti ai procesului de vetting, deci plângerile nu sunt adresate procurorul general sau după caz CSP-ului. Plângerile sunt adresate direct Comisiei de Vetting. Adică cei care sunt investigați penal să duc la Comisia de Vetting și să plâng că sunt nu neapărat cei care sunt investigați penal, că e parte vătămată, că este victimă, că este... Deci un subiect sau un subiect dintr-o urmărire penală. Deci așa crede lumea. Și atunci procurorii sunt conștienți că există la un moment dat posibilitatea el să fie pus în fața faptului să-și justifice niște acțiuni de urmărire penală care pot fi interpretate ca încălcarea eticii de procuror, cu toate că sunt acțiuni care se supun verificării ierarhice, inclusiv în două nivele de instanță, judecătorul de instrucție și curte de apel. Și care sunt categoria de dosare de care se tem să se apuce sau să dea soluții?
Dacă puteți să vă dați seama de ce fel, care sunt cele mai vulnerabile dosare? Cele mai vulnerabile dosare sunt în raport cu persoane publice și formatori de opinii. Care sunt actuale, legate de actuala guvernare, adică care sunt acum în funcții? Sau? Inclusiv de persoane care sunt și în funcție și sunt și persoane publice, sunt persoane care n-au nicio problemă să iasă, să critici de intimiat sau intimiat activitatea unui procuror, fără a intra în esență acele probleme. Uh-huh. Deci procurorii încă nu au acea certitudine că ei pe bune sunt inamovibili, să zic așa, dar în sensul corect al cuvântului. Deci, atât timp cât exerciți atribuțiile serviciului, deci tu n-ai cum explica sau este foarte complicat să explici că decizia, deși nu este populară, este probată sau este rezultată din analiza unor probe. Deci asta este una din atribuțiile procurorului, adoptarea soluțiilor, rezultată din analiza probelor. Noi nu putem adopta soluții. Vă rog să nu adoptați astfel de soluții, că după asta avem condamnări la CEDO. Nu putem adopta soluții care sunt populare sau nepopulare. Deci nu așa funcționează sistemul de justiție. Neastă, ce credeți despre recomandarea pe care a făcut-o ministrul Andrei Spânu, șefei Procuraturii Anticorupției, a fost o recomandare publică, să se ocupe de hot și nu de anchetarea modului în care se construiesc drumurile din Republica Moldova? Nu cred că oricine ar fi din afara sistemului procuraturii este cumva, neapărat că îndrept, dar în măsură încât să dea indicații procurorilor de ce ar trebui să ocupe și de ce n-ar trebui să ocupe. Deci oricine ar trebui să fie sigur că în momentul în care un procuror va fi sesizat despre o faptă sau alta, va întreprinde acțiunile prevăzute de lege pentru a stabili adevărul. Da, astfel de mesaje transmise de politicienii care se află la butoane. Noi le interpretăm... Într-un fel afectează, nu știu cum, motivația sau are un efect asupra procurorilor. Deci procurorii cu experiență deja au un tip de imunitate la astfel de mesaje, deja nu mai reacționăm. Deci noi oricum urmează să ne facem lucru și să aplicăm legea exact așa cum... Adică altfel spus, procurorii se tem de vetting, dar nu se tem de politicieni. Deci noi de fiecare dată vom interpreta declarațiile politicienilor ca atare, ca declarații politice. Este important politicienii să ne asigure funcționalitate și legi clare și coerente pentru a avea eficiență în activitate. Da, dar pe de altă parte, opoziția critică procuratura când de fapt nu are curajul să investigheze anumite fapte despre care se vorbește public, fapte ilegale, care ar fi comise de actuala guvernare sau nu neapărat de prim decidenții din actuala guvernare, dar în ultimii ani de zile. Bine, până la urmă iarăși aud și eu aceste declarații care până la urmă rămân a fi declarații politice. Vreau să văd o cauză concretă despre care am fost sesizat și asupra care nu există investigații. Da, dar pe de altă parte nu avem investigații care să vizeze... Nu aveți de unde știi că nu avem investigații. Deci, nu, bun, ba da, am de unde știi. Public nu avem. Deci nu avem comunicate public. Deci uitați-vă, oricare investigație ce vizează funcționari publici, demnitate publică, sunt responsabilitatea Procuraturii Anticorupției. Real, posibilitățile Procuraturii Anticorupției sunt limitate. Deci chiar 2 săptămâni sau mai mult, cred, 3 săptămâni urmă am făcut o radiografie la toate cauzele penale aflate în gestiunea acestei procuraturi. Noi am reușit să prioritizăm din totalul de cauze penale aflate în gestiunea Procuraturii Anticorupției în jur de 50 de cauze penale. Restul cauzelor penale vor rămâne în lucrare atât timp când, într-adevăr, nu voi identifica posibilități reale pentru a continua aceste investigații. Sunt sau nu investigații care vizează acțiuni comise în ultimii ani sau exponenții ai actualei guvernări? Da, sunt asemenea investigații, se află în aceeași măsură și la Procuratura Anticorupție și la cealaltă procuratură specializată. Am înțeles. Și când ele vor fi în așa de măsură, vor evolua în așa de măsură cercetările încât să fie comunicate public? Deci când vom afla noi despre faptul că ele există? Atunci când vom avea chestiuni de comunicat public în rezultatul acestor investigații. În timp. Deci, asta înseamnă 2-3 luni, jumătate de an, un an. Să vă dați seama la ce fază se află aceste acțiuni. Nu punem accentele în felul acesta. La noi toate investigațiile sunt în aceeași manieră. Deci nu este sensul procuraturii de a face
nu neapărat show sau a face reclamă sau nu, la asta din investigații. Deci nu, nu trebuie să facă show. De la sine. Dar lucrând onest la un dosar, un procuror îl dă seama, măi, aproape că ajung pe final, va trebui să luăm o decizie, să o transmitem în judecată. Nu de dragul nostru sau a show-ului, dar bine, pentru că s-a firesc, în mod firesc s-a încheiat... Dacă urmăriți știrile care sunt difuzate de procuraturile specializate, deci practic nu există zi în care să nu avem investigații în raport cu funcționari din actuale structuri, începând cu serviciul VAMAL, serviciul Ministerul Afacerilor Interne, începând cu aceeași cauză Interpol, etc. Deci, eu cred că dumneavoastră ați înțeles, noi un pic de altfel de dosare ne refeream. Acestea nu sunt dosare simple la care mă refer eu, însă vă afirm că sunt investigații și mult mai sofisticate decât politic, două la care... Sensibile politic sunt un pic altele, care vizează alte fel de persoane, inclusiv cu poziții politice importante. Bine, numiți-le și atunci am să vă răspund foarte franc cum ar fi, de tipul care persoane sau care investigați sau care fapte infracționale credeți că... Gurile rele vorbeau despre niște dosare care l-ar viza pe domnul Andrei Spânu. Deci nu neapărat este vizat domnul Spânu în aceste investigații, sunt investigații care vizează legalitatea procurării de păpură, legalitatea procurărilor de gaze, legalitatea reparației centralelor termice. Astea sunt investigații. Sunt investigații care la moment se află în gestiunea Procuraturii Anticorupție. Deci nu pot spune azi exact că este investigat domnul Spână sau alt ministru sau alt funcționar public. Înțeleg. Este investigație pe fapt, acumulăm informații în momentul în care vom identifica fapte infracționale la probe suficiente pentru a putea incrimina o faptă infracțională, noi acest lucru vom face fără adică niciun fel de rezervă. Adică nu există un dosar pe care să aibă o calitate procesuală, domnul Spână? La moment nu. Ok. Sau cel puțin eu nu cunosc despre asta, că eu cunosc despre acele cauze penale în care prelungesc termenul de bănuit peste 3 luni. Am înțeles. Au fost pornite câteva procese penale, vreau să vă întreb ce se întâmplă cu ele, care se referă la, într-un fel sau altul, la Comisia de Preveting și la unii membri ai din sau un membru al Comisiei de Vetting. Sunt trei cauze, da? Trei procese, da? Penale care au fost pornite. Unul care vizea, cum s-au ascuns informațiile în legătură cu un membru al CSM care a trecut vetting, cu Iulian Muntean, avea dosar penal, nu s-a știut despre asta. Un al doilea caz se referă la vizele false transmise Comisiei de Preveting sau Comisiei de Vetting în privința lui Alexei Paniș, un judecător care tot era în proces de vetting pentru CSM, Preveting. Și al treilea caz în privința membrii Comisiei de Preveting și Vetting, doamna Tatiana Răducanu. Care este soarta acestor procese penale? Deci, hai să începem cu ultimul. Da. În raport cu doamna Răducanu nu există investigații în privința doamnei, există niște investigații aferent acelor convorbiri care le-am văzut noi publice, rezultate din publicațiile în mass media. Deci există niște investigații în raport cu acele circunstanțe. Doamna Răducan nu este urmărită penal la moment, nu are și nici nu a avut nicio calitate procesuală în aceste investigații. În raport cu celelalte două aspecte, într-adevăr există două cauze penale, care la fel sunt în gestiunea Procuratorii Anticorupție. Ele nu vizează nimijlocit membrii Comisiei de Vetting, vizează acțiunile care au dus la prezentarea anumitor informații comisiilor de vetting. Deci aceste dosare, ca să înțeleg, procesele penale trebuie să aibă o finalitate în 45 de zile. Până la 60, da. Până la 60. Ori se emite ordonanță de pornire, urmăririi penale, ori ordonanță de... Cam pe toate au expirat cele 60 de zile. Adică trebuie să existe niște dosare penale. Există dosare penale pornite? Ați făcut referință la trei situații. Deci doamna Răducan, în raport cu dumneai ei... În luna mai a fost... Așa, în raport cu dumneai ei nu există o urmărire penală. Există o cauză penală pornită... Dar există o cauză penală în care sunt investigate niște probe... Pretinse acțiuni de corupere activă în raport cu activitatea dumneai ei. Deci dumneai ei la moment nu este vizată... Nu are o calitate procesuală. Nu are o calitate procesuală. Celelalte două? Celelalte două sunt două cauze penale în care continuă investigații. Și pe ele există cineva cu statut de învinuit? Bănuit, măcar? Din cât cunosc eu, până la moment nu era persoană cu statut de bănuit sau învinuit în aceste cauze penale. Un lucru pe care sau o opinie pe care am auzit-o eu recent este, cel puțin pe primul caz legat de Iulian Muntean, este acolo era vizat un membru care este un membru al secretariatului Comisiei de Preveting,
care între timp a devenit membru a unei comisii de veti. Că, de fapt, acest dosar este ținut așa bine acolo la murat de procuror pentru ca să-l poată îmbuna pe acel membru al comisiei de veti în soluție pe care le va da legate de procurori. Nu, eu nu dețin asemenea informații. Dacă Vorbim despre domnul Gascan. Deci eu cu ambele comisii de vetting am avut ședințe, deci eu nu am fost sesizat nici într-un fel care exista tendință de influențare într-un fel deci sau altul. Deci nu simt că exista o încercare. Suportul Procuraturii Generale a fost acordat maximum care a fost solicitat de aceste comisii. Eu nu am fost sesizat despre asemenea tendințe. Am înțeles. Mai avem puțin timp. Vreau să abordăm un pic și ce s-a întâmplat cu DNA, cu Procuratura Anticorupție, pe care noi am vrut-o DNA și eu când îmi formulam întrebările, am notat aici o concluzia mea, o metaforă. De la DNA am ajuns cumva la covata spartă. După ce a decis Parlamentul să separe cele două instituții, Procuratura Anticorupției și Centrul Național Anticorupție, ce auzim noi astăzi public este cât de bun este Centrul Național Anticorupție, livrează, iată, vedem în fiecare săptămână, aproape în fiecare zi, câte ceva că face, niște rețineri, arestări, percheziții, și cât de prost se descurcă Procuratura Anticorupție, că tot caută scuze, că nu vrea să lucreze. Vreau opinia dumneavoastră legată de ce s-a întâmplat, ce avem ca rezultat după separarea celor două instituții. Deci, eu la fel văd aceste titluri despre activitatea Centrului Național Anticorupție, despre activitatea de urmărire penală a Centrului Național Anticorupție, însă trebuie să conștientizăm și să recunoaștem că în spatele fiecare acțiune întreprinsă Centrul Național Anticorupție este un procuror. Toate acțiunile de urmărire penală, rețineri, percheziții, sechestre, etc., etc., sunt coordonate cu un procuror. Procuratura s-a adaptat acestor modificări, a acordat suportul necesar ca Centrul Național Anticorupție să-și desfășoare activitatea pentru care există. Există investigații, sunt investigații active, într-adevăr, sunt implicați în combaterea infracțiunilor sau corupției mici sistemice, așa cum îi spunem noi. Pe de altă parte, Procuratura Anticorupție a concentrat la rândul ei ca rezultatul modificărilor cele mai complicate dosare din țară, fără a avea suport operativ în esență. Deci, să vorbesc foarte simplu, Procuratura Anticorupție, ține statător, nu are posibilitate să examineze un telefon mobil, spre deosebire de Centrul Național Anticorupție, care are până la nivel de expertiză financiară. Sau cumva un fel de analiză sau expertiză financiară. Deci, haideți să comparăm și Centrul Național Anticorupție combate corupția mică și sistemică, Procuratura Anticorupție se ocupă cu combaterea corupției din nivel înalt. Părerea mea personală... De ce nu are iată? Care e explicația? Părerea mea personală este că separarea definitivă acestor două instituții a fost un pic grăbită. După mine, lucrurile trebuiau să arate totul altfel. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că Procuratura Anticorupției poate funcționa ține statător. Pe de o parte, pe de altă parte, nu au fost evaluați suficient de bine riscurile după această separare. Și atunci ce e de făcut mai departe? Noi, la rândul nostru, Procuratura, la rândul nostru, acordă suport în continuare Centrul Național Anticorupție, deci pe alocuri, cauze penale care sunt de competența Procuraturii Anticorupției rămân în continuare sau este stabilită competența pentru continuarea urmăririi penale Centrului Național Anticorupție, acolo unde sunt necesare măsuri speciale de investigații, în conlucrare cu procuraturile municipale. Însă, cred că la o etapă va trebui să examinăm dacă această formulă mai este sau nu utilă, atât timp cât nu vedem finalitatea în fortificare, așa cum am mai auzit că spune. Iată, vreau să ne oprim aici. A Procuraturii Anticorupție. Dacă te uiți peste lege, tot e foarte bine legat de... Aproape că e DNA, apropo. Procuratura Anticorupție în lege e aproape DNA. Problema este că, în realitate, iată, nu are... În realitate nu s-a schimbat nimic. Nu are o echipă operativă, nu are instrumente pentru tehnice. Simplu exemplu o să vă spun cum arată. Deci, noi am făcut mari știri din faptul că Procuratura Anticorupție are buget propriu. Cum arată în realitate, contabilul Procuratorii Generale gestionează două computere. Pe unul este contabilitatea. De ce? Pe motiv că salariile nu sunt suficiente pentru a atrage specialiști
responsabil pentru a gestiona bugetul Procuraturii Anticorupției. Bun, de ce nu-și cumpără Procuratura Anticorupției tehnică de interceptare, tehnică pentru filaj, tehnică, nu știu, altceva, au mașini scumpă. Pentru filaj, deci apropo. Este foarte scump, tehnică pentru filaj. Adică nu au bani nici pentru asta? Nu, cel puțin o parte din programările bugetare care am văzut Procuratura Anticorupției le-a înaintat, ar însemna alocări bugetare pentru tehnică de filaj, cum spuneți dumneavoastră, aproximativ 600.000 de euro. Și ei nu sunt? Deci ei nu sunt. Pe de altă parte, avem deschiderea partenerilor de dezvoltare, care într-adevăr ne-au confirmat și sunt în așteptarea condițiilor necesare pentru a ne livra această tehnică. Ce înseamnă condiții necesare? Inclusiv sedii adaptate pentru a păstra, pentru a utiliza conform această tehnică de efectuare măsurilor speciale de investigație. Minunat că ați pomenit despre sediu, pentru că noi tot am auzit, dacă nu îi ajunge ceva Procuraturii Anticorupției, ce am auzit noi public, e că nu îi ajunge clădire. Deși, tocmai, probabil că asta cel mai mult nu îi ajunge, nu clădirea, dar oamenii cu care să facă investigații operative și tehnica cu care să facă aceste măsuri de investigații operative. Dar clădirea, care este problema? Adică asta era un lucru la care sincer nu m-am gândit că o să dureze. Tocmai la clădire m-am gândit că cel mai repede se va soluționa. Deci nimeni eu eram sigură că problema va fi pe resursele umane, nu pe clădire. Deci nimeni din noi nu s-a gândit că din acest aspect relativ simplu va deveni o problemă atât de discutată și până la urmă sunt de acord la nivel de glumă deja acest aspect. De ce? Deci eu nu am niciun fel de date despre potențiala clădirii sau sediu acestei procuraturi, deși toate rapoartele care au analizat activitatea Procuraturii Anticorupției din ultimii 5 ani au specificat negru pe alb că această instituție necesită sediu separat. Cu CNA, fără CNA, în sensul conlucrării cu CNA, fără conlucrare cu CNA, această instituție necesită un sediu separat. Noi acum, la moment, suntem în situația în care încercăm să identificăm din surse proprii posibilitatea de expertizare a unor bunuri imobile din proprietatea procuraturii pentru a le adapta necesităților Procuraturii Anticorupției. La ce imobile vă referiți? Va dura foarte mult. Imobilul de pe Alexandru cel Bun este un imobil care se află clădirea sediului terminat, adică în construcție, foarte da? Foarte care urma să fie sediul nou Procuraturii Generale. Încercăm să identificăm bani în bugetul Procuraturii pentru a expertiza această clădire, să vedem dacă are sau nu sens de a fi investiți într-însa bani pentru renovări și adapta pentru... Asta înseamnă că alte soluții nu vi se propun? Eu nu văd asta soluție. Eu n-am niciun fel de propuneri. Sau noi nu avem niciun fel de propuneri. Am avut de-a lungul timpului propuneri la Academie de Știință, ați văzut, da, care a fost finalitatea. Da. Eu m-am expus foarte clar și public și m-am expus odată. Da. Sediu preferat sau perfect pentru activitatea Procuraturii Anticorupției este Universitatea din Tiraspol, unde eu l-am vizitat personal. Eu am văzut care sunt condițiile din acel sediu. Dacă acest sediu într-o eventualitate ar fi alocat sistemului Procuraturii, eu rezolv alte 4 probleme, pe motiv că astăzi secția de susținere sau direcția de susținere acuzării de stat în municipiul Chișinău, unde activează 80 de procurori, activează de fapt în sediu instanță de judecată. Instanța de judecată nu-și pot lua alții. Da. Judecători pe motiv că sediul este ocupat. Eu pe acești procurori nu am unde efectiv i-am plasat în municipiul Chișinău. Plus sediul Procuraturii Buicani și sediul Procuraturii Anticorupției. Deci noi am soluționat. Eu nu am înțeles până la urmă care este motivul foarte că acest subiect nu poate fi nici măcar discutat, nici soluționat într-un fel sau altul. Păi, atunci penultima mea întrebare va fi, e tărieșind de ce spuneți dumneavoastră. Dumneavoastră, aveți un răspuns la întrebarea dacă există voință politică de a lupta cu corupția mare sau există voință politică pentru a lupta pe hârtie? Eu nu pot să neg asupra faptului că, într-adevăr, puterea politică sau legislativă a fost foarte receptivă la toate necesitățile legislative de adaptare a procedurilor penale, codului penal, pentru ca Procuratura Anticorupției, cel puțin pe hârtie, să existe și să devină funcțională. Deci, aici n-ar trebui să am niciun fel de obiecții. Da, au fost complicat pe anumite locuri, cu stabiliri de competență, etc., etc. În esență, dacă nu identificăm mecanisme și de implementare, atunci rămânem doar cu... Da. Poate fi explicația în faptul că e o problemă interpersonală, adică un fel de... Percepție că procuratura nu-și... Adică lipsă de simpatie personală pentru managementul Procuraturii Anticorupției, de exemplu. Bine, nu se agrează. Deci asta e oarecum vizibil. Noi vedem aceste critici adresate public de politicieni la adresa șefei Procuraturii Anticorupției. Asta poate fi explicație. Bine, înțeleg. Pe de altă parte, este Consiliul Superior al Procurorilor care, în cazul în care constată anumite
nu neapărat neconcordanță, dar ineficiență sau necorespundere, deci ar trebui să întreprindă acțiuni pentru a înlătura acest dubiu. Sau, deci nu cred că politicul ar trebui să judeci într-un fel sau altul competențele profesionale sau competențele manageriale atât timp cât o persoană a obținut această funcție în rezultatul unor prevederi legale. Ultima întrebare este, am să vă întreb la fel ca și pe doamna Chiovese, dacă aveți un îndemn pentru procurori și unul pentru politicieni. Pentru procurori? Da. Exact acela care l-are și doamna Chiovese, cu siguranță, însă... Spuneți-l! Deci să fim siguri că de noi depinde imaginea noastră, deci efectiv trebuie să fim conștienți de atribuțiile care le avem, să le executăm cu celeritate, cu dăruire și cu încredere. Deci altfel noi nu avem cum schimba percepția publică, procuratura merită respect din partea societății. Adică le sugerați să-și răsuflece mâinicile? Absolut. Da. Și pentru politicieni? Să asigure că procuratura este, în primul rând, independentă și funcțională. Asta cu independentă e tare interpretabilă. Asta este. Deci, atât timp când nu vom avea instituții de justiție care sunt independente, nu avem de unde aștepta livrabile pe măsura așteptărilor societății. Domnul Deanu, vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Noi așteptăm să vedem rezultatele după ce vă suflecați mâinicile. Și ceea ce ne dorim noi cel mai mult, două lucruri ne dorim, nu multe. Hoții la pușcărie și bunurile furate întoarse statului sau nouă cetățenilor. Mulțumesc mult!